Ignatul este strâns legat de sacrificarea porcului. Puțin dintre noi știu că există Sfântul Ignat care are în spate o legendă. Cert este că într-un mod miraculos sau nu, în data de 20 decembrie, atunci când se sărbătorește Sfântul Ignat, guițatul porcilor răsună pe toate ulițele. Nu există o explicație științifică pentru acest fapt, ci este foarte posibil ca multe persoane ce au trăit numai în mediul urban să nici nu îi dea crezare. Cu toate acestea, țipătul porcilor în ziua de Ignat există și se poate verifica prin simpla vizită într-o zonă rurală unde există crescători de porci. Sfântul Ignat este poate singurul sfânt macabru din religia noastră. El este descris ca un criminal și asocierea sa cu sfințenia nu își are nicio explicație. În mod sigur, acest sfânt nu este un sfânt pur românesc, ci este împrumutat de la diferitele popoare ce au venit și au cucerit țara noastră. Așa cum multe dintre tradițiile noastre nu au nimic în comun cu spiritul și firea românului, nici Ignatul nu are nimic de a face cu poporul nostru. Însă, Sfântul Ignat a fost adoptat de noi toți și mulți dintre noi nici nu își mai pun întrebarea de unde a venit. Sunt multe legende legate de Sfântul Ignat, însă cea mai frecventă îl înfățișează pe acesta sub chipul unui tânăr forțat de tatăl său să sacrifice porcul din bătătură. Voit sau nu, Sfântul Ignat greșește ținta și în loc să-l lovească cu toporul pe animalul ce își aștepta sacrificarea, îl lovește pe propriul tată și îl omoară. Fie de teama faptelor sale, fie de șocul lor, Sfântul Ignat pleacă în lume pentru a-și regăsi liniștea. De aici înainte nimeni nu mai spune nimic, însă în tradiție apare și soția Sfântului, ceea ce înseamnă că undeva Ignat și-a găsit liniștea. Sfântul Ignat este un sfânt din ură, el cere sânge de ziua sa, el se răzbună pe porci pentru blestemul ce i-a marcat viața. În noaptea dinaintea zilei în care este sărbătorit, el apare în visele porcilor și îi anunță că vor muri. Moartea lor îi bucură și își face un moment de glorie din ea, anunțându-i pe fiecare în parte. A doua zi, majoritatea porcilor vor fi agitați și acest fapt este unul real. În ziua de 20 decembrie, dintr-un motiv sau altul, porcii se comportă altfel decât normal. Se spune că Sfântul Ignat le apare în vis și le cere sufletul, în schimbul lui oferindu-le o salbă de mărgele roșii. Porcii își oferă sufletul la vederea salbei, abia apoi realizează că salba nu este nimic altceva decât sângele ce va curge din gâtul lor atunci când vor fi omorâți. Într-un fel sau altul, Sfântul reușește să-i păcălească pe porci, iar când aceștia realizează că nu mai este nimic de făcut, intră în panică. Povestea de groază merge mai departe. Inexistența unui porc în bătătură nu este o scuză, căci în ziua Sfântului trebuie să fie vărsare de sânge în fiecare ogradă. Nu se vorbește de un sacrificiu uman pentru că asta ar face ca povestea să fie și mai macabră decât deja este, însă se spune că în ziua Sfântului o persoană trebuie să moară. Țara noastră își promovează imaginea mai nou pe faptele macabre ale lui Vlad Țepeș, care, dacă ar fi să judecăm la rece, nu făcea decât să își impună regulile de onestitate într-un mod mai drastic. Povestea Sfântului Ignat însă este mult mai macabră. Povestea Sfântului Ignat se repetă în fiecare an cu aceeași groază. Ridicarea lui Ignat la gradul de sfânt ar putea isca mult mai multe povești decât istoria lui Vlad Țepeș, însă dintr-un motiv sau altul, ea rămâne știută doar de poporul nostru, nefiind mediatizată mai deloc. Poate că macabrul acestei povești este prea mult și tocmai de aceea autoritățile nu au dorit să o dezvolte. Soția lui Ignat, Tina Toare, nu este departe de aceasta, însă ea pedepsește doar persoanele de același sex. Ea schilodește pruncii nenăscuți, schilodește femeile ce nu respectă ziua soțului său. Respectul constă în încetarea oricăror activități ce au legătură cu munca în ziua de 20 decembrie. Femeile nu au voie să meargă la muncă, nu au voie să facă treabă în casă, nu au voie să spele, au voie doar să se ocupe de pregătirea cărnii porcului abia sacrificat. În cazul în care femeile nu respectă ziua soțului ei, este foarte posibil ca inatoarea să le opărească, să le provoace accidente, iar dacă sunt însărcinate, copiilor se vor naște schilodiți sau nu se vor mai naște. Pentru a fi iertată, o femeie va trebui să se ungă cu sângele porcului pe față, va trebui să-și facă semnul crucii cu sângele porcului. Sfântul Ignat este deosebit de legat de ocultism. Dacă porcul sacrificat este unul negru,
Atunci cu sângele și părul lui se pot face vrăji puternice de care cel vizat nu mai scapă și care merg mai departe în familia sa din generație în generație. Ignat este abominabil. O astfel de născocire este totuși mult prea dură pentru poporul nostru și se presupune că ar veni din țările musulmane și transferată în obiceiurile noastre.